Sărbătoare mare astăzi la mănăsirea de la Berivoi. Zeci de credincioși din toată țara Făgărașului au participat la slujba oficiată de un sobor de preoți în frunte cu părintele Ioan Ciocan, protopopul Făgărașului, cu ocazia Hramul Paraclisului. Încă de la primele ore ale dimineții, zeci de oameni din toată zona au venit la mănăstirea Berivoi cu ocazia sărbătorii Hramului Înălțarea Domnului. Ca de fiecare dată, locașul de cult a fost neîncăpător pentru oamenii care au venit să se roage pentru sănătatea și bunăstarea lor. Pentru sănătate, pentru toate cele, pentru toate cele, pentru copii, să le ajute Dumnezeu. Veniți des aici la mănăstire? Venim. Și eu tot așa. Am avut astăzi eroi care au fost duși în război și de ea te-am mint. Pentru să ne rugăm uite pentru ei, că și-au jertfit pentru țara noastră. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoți. Alături de aceștia a slujit și protopopul Făgărașului Ioan Ciocan. Iubiți credincioși, iată că cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns și acest prasnic minunat al Înălțării la Cer a Mântuitorului Iisus Hristos, care a avut loc după 40 de zile de la învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos. Praznicul Înălțării e Hramul Paraclisului Mic al Mănăstirii Înălțarea Domnului. Biserica cea mare poartă Hramul Sfântul Andrei, dar pentru că noi spunem mereu cea mică a făcut-o pe cea mare, ne place să-l considerăm la fel de important ca și Sfântul Andrei. Anul acesta, Preasfințitul Andrei și nici în al Preasfințitul Laurențiu n-au putut ajunge, dar Părintele Protopop Ciocan este reprezentantul Arhiepiscopiei. Ziua Înălțării reprezintă cele 40 de zile când Mântuitorul s-a înălțat cu tot cu trup la cer, de unde a venit mai întâi pogorându-se în Betleem, în Ieslea, prin care ne-a venit nouă mântuirea. Și suntem bucuroși pentru că înălțându-se Hristos n-a uitat nici de noi, spunându-ne că nu vă voi lăsa orfani, adică și noi ne înălțăm la Dumnezeu cu sufletul și după adormire cu tot cu trupul. La sfârșitul liturghiei, credincioșii au participat la un maslu săvârșit în memoria eroilor neamului căzuți pe câmpul de luptă.